Astăzi este despre copiii din județul Mehedinți și nu numai. Copilejul Zilei Copilului, primarul comunicii Reșu Doru Țârlui, alături de copiii și profesorii de la școala gimnazială Cireșu și conducerea Geopark Platoul Mehedinți, au sărbătorit această zi minunată într-un cadru de poveste realizat de doi tineri antreprenori. Copiii am făcut la școală, da? Da, da. La fluierul meu, cine ia mingea, ridică mingea sus. Ceilalți ce fac? Două genoflexiuni. Bine? Da. Spatele la jalon. Hai! Nu! Sus! Da. Ziua de astăzi a avut o dublă semnificație pentru Comuna Cireșu, deoarece a fost inaugurat glampingul Sanctum, dar au fost sărbătoriți și toți elevii școlii gimnaziale Cireșu, fiind Ziua Internațională a Copilului. Primarul Comunei Cireșu, Doru Țârlui, nu a uitat de cei mai mici dintre cetățenii comunei, organizând pentru aceștia câteva activități inedite în colaborare cu membrii Geopark Platoul Mehedinți într-o locație de vis. De asemenea, primarul Comunei Cireșu este extrem de încântat de investiția celor doi antreprenori care au văzut potențialul turistic al acestei zone. Acesta i-a asigurat că vor avea tot sprijinul de care vor avea nevoie din partea primăriei. Astăzi este 1 iunie și vreau să le zic la mulți ani tuturor copiilor și în special copiilor din comuna noastră care astăzi participă aici la această competiție, la această inaugurare celor care s-au străduit ca să facă aceste corturi sau glamping, cum se spune în termeni mai moderni. Vreau să felicit pe acești investitori care s-au gândit să construiască la noi în localitate aceste obiective pentru turism. Cum discutam și cu dumneavoastră, vreau să-i sprijin cât se poate pentru a continua activitatea de turism. Mă bucur că au ales satul nostru și comuna noastră. Îi felicit și le spun afaceri bune în continuare. Și la mulți ani tuturor copiilor. Alături de copilași au fost reprezentanții ai Geopark Platoul Mehedinți, care i-au însoțit pe copii pe diferite trasee prin pădure. Directorul Geopark Platoul Mehedinți, Claudiu Cenușe, i-a încurajat pe copii să participe la aceste activități, astfel putând să descopere frumusețile acestei zone montane. Astăzi, cu ocazia zilei de 1 iunie, noi cei de la Direcția Administrativă Geopark Platoul Mehedinți, împreună cu administrațiile locale, cu Primăria Comunei Cireșu, am venit la un dublu eveniment, să zicem așa, odată ziua cea mai importantă, cred că, pentru noi, ca oameni, Ziua Copilului. Și totodată, alături de prietenii noștri de la Sanctum Glamping, și-au inaugurat acest loc minunat unde turiștii pot să vină și să poposească câteva zile în comuna Cireșu pentru a admira frumusețile acestei comune și bogăția cu care a fost înzestrată. Suntem alături de ei, o să-i susținem pe cât putem în organizarea de ture ghidate în zonă și nu numai în zona Cireșu, pe toată raza Geopark Platoul Mehedinți, pentru a face turiștii să revină ori de câte ori au posibilitatea și să plece de aici de la noi cu un gust plăcut. Cei doi investitori, Laurențiu Ciuciu și Eduard Stanchievici, au venit cu un concept nou pe plaiurile mehedințene, vrând să profite la maxim de zona montană din județul nostru, care are un potențial turistic uriaș. Așadar, cu prilejul Zilei Copilului, au făcut inaugurarea acestui loc desprins din povești, unde toți copiii din comuna Cireșu au participat la diverse activități, au vizitat corturile și au luat parte la o masă preparată special pentru ei. E o acțiune organizată în parteneriat cu școala locală din comună, în care am adus toți copiii care sunt elevi la aceeași școală la noi la teren și am organizat niște activități, niște jocuri cu ei. O să facem și o masă mai încolo, o să ne cunoaștem toți. Avem o zi plină de activități și sperăm să decurgă atât de bine cât a decurs și până acum. Copiii s-au simțit minunat, au fost încântați să participe la această acțiune și au ales cu greu o activitate preferată, deoarece le-au plăcut foarte mult toate. Cum te-ai distrat astăzi? A fost o activitate foarte frumoasă, m-am distrat foarte mult. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Plimbarea în natură și mai multe jocuri, cum ar fi X0, stafeta. Cum ți se pare locul de aici? Foarte frumos. Te bucuri de acest peisaj din comuna ta? Da. Cum te-ai distrat astăzi? Foarte bine. Ne-am făcut jocuri, am băut suc, ne-am mai distrat, ne-am mai jucat cu un cățeluș, ne-am mai plimbat, am fost și pe la corturi, ne-am uitat și pe acolo. Și așa ne-am mai jucat jocuri. Ce ți-a plăcut cel mai mult astăzi? Cam toate. Toate activitățile ți-au plăcut? Da. Unul dintre copii a mulțumit special primarului comunei Cireșu, Doru Țârlui, care se gândește mereu la cei mai mici dintre cetățeni și are grijă de bunăstarea acestora. Eu m-am bucurat foarte mult că ne-a dus domn primar la acest loc și cu domn primar am făcut foarte multe. Noi îl iubim și profesorii la fel. Și ne-a plăcut foarte mult la distracția asta cu corturile.
Ce activitate ți-a plăcut cel mai mult? Cel mai mult activitate mi-a plăcut ștafeta de jucare. Eu mă bucur că am fost aici și vreau să zic că domn primar este cel mai bun domn primar de la noi din comună, pentru că ne-a adus la satul și îl invit aici. Este un băiat foarte isteț și ambițios. Mă bucur de el. Ovidiu, o soții tot așa. Da. Bine? Și la mulți ani de ziua ta. La mulți ani. Mulțumim! La mulți ani de ziua ta și tuturor copiilor. Da. La mulți mulțumim! Ani. Așadar, ziua copilului în comuna Cireșu a fost un adevărat succes datorită implicării active a primarului comunei, cât și a colaboratorilor care i s-au alăturat acestuia. De la mic la mare, toată lumea s-a distrat și pe alocuri chiar și adulții s-au simțit copii, bucurându-se cod la cod de activitățile organizate la Sanctum Glamping.